Bună seara, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Guvernul ia în calcul distribuirea către administrațiile locale a unei cote părți din impozitul pe venit, spun surse politice pentru Mediafax. Astfel, 60% din impozit ar urma să fie direcționat spre primării, 15% spre consiliile județene, 20% pentru echilibrarea bugetelor locale, iar 5% vor fi împărțite în mod egal către județe. Purtătorul de cuvânt al BNR anunță că Muguri Sărescu nu va participa la audierile la care a fost convocat joi de parlamentari. La acea oră, guvernatorul Băncii Naționale are programată ședința de politică monetară, stabilită în urmă cu un an. Inspecția Judiciară a anunțat că începe în 11 februarie un control la Curtea de Apel București. Verificările durează o săptămână și este cercetat, printre altele, modul în care au fost respectate regulamentele referitoare la repartizarea sesizărilor. Incendiul care a izbucnit sâmbătă dimineața la o fabrică de condimente din Alba Iulia nu a fost nici acum stins în totalitate. Mai există încă locuri care ard mocnit sub materialele prăbușite. Autoritățile au început o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat. Pentagonul avertizează că rețeaua teroristă Stat Islamic ar putea reveni în Siria în următoarea jumătate de an. Raportul în care apare afirmația a fost făcut după ce Donald Trump a anunțat că retrage trupele americane de pe teritoriul sirian. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.